Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Adelia Bordian și vă prezint rubrica Sănătate. Astăzi vorbim mai multe despre mitul celor 10.000 de pași pe zi, iar acest lucru ne demonstrează cele mai recente studii în domeniul menținerii sănătății. Un stil de viață sănătos este rezultatul unui corp sănătos. Cel mai recent studiu în domeniu anunță dacă cei 10.000 de pași pe zi efectuați sunt suficienți pentru a ne menține sănătatea. Cercetătorii clarifică dacă acest număr reprezintă un adevăr sau un mit pentru a ne menține în formă. Tehnologiile moderne ne oferă posibilitatea de a cunoaște un număr aproximativ a pașilor efectuați pe zi cu ajutorul telefonelor mobile sau a ceasurilor inteligente. Un grup de cercetători din America demonstrează că acest număr nu are la bază date științifice, de aceea se consideră de a fi mai degrabă un mit. Rezultatele au fost publicate într-o revistă medicală de profil, The Lancet. Oamenii de știință au constatat legătura dintre frecvență, numărul de pași și rata mortalității. Astfel au arătat că nu sunt necesare 10.000 de pași pe zi neapărat. Exercițiile fizice sunt într-adevăr benefice, însă cercetările sunt mai blânde cu noi. Nu este obligator de efectuat un număr de pași atât de vehiculat pentru a menține sănătatea. Numărul de pași zilnici diferă în funcție de vârstă. În cazul grupei de vârstă între 18 și 60 de ani, rezultatele cercetării au fixat numărul de 8.000 de pași pe zi. Pentru cei cu vârsta de peste 60 de ani, sunt suficienți 6.000 de pași. Organizația Mondială a Sănătății recomandă un timp de 150 de minute de exerciții fizice efectuate săptămânal pentru persoanele care doresc să se mențină în formă. În activitatea fizică regulată este rezultatul unei gândiri mai bune, corp sănătos și o îmbunătățire a calității vieții.